Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre web transfer. Pe data de 15 aprilie, undeva la 11, a apărut informația, o noutate, pe site-ul web transfer despre o promoție care web transfer o face împreună cu o programă Telegraph Money. Deci merge vorba despre o aplicație care se poate instala pe iPhone, smartphone Android și pe calculator. Ca să ne merim la site-ul acesta, să ne scărcăm programul, apăsăm pe Telegraph Money, notatea aceasta, și când apăsăm, se deschide site-ul Telegraph Money, unde este informația despre această aplicație. Deci ideea care că fiecare persoană care instalează această aplicație primește ca bonus $50 care poate să îi folosească pe site-ul web transfer dându-i la procente. La fel, pentru fiecare persoană invitată din noi care a instalat această aplicație, noi tot primim câte $50, deci pentru fiecare referral. De ce cine va aduna cel puțin $100, va putea comanda gratis card Telegraph Money, de sunt 0. Trebuie de făcut repede această operație, că banii care sunt alocați la promoția dată, foarte repede poate să se termine. Deci, această noutate e aici, ea. Uitați și puteți să o traduceți. De pildă, eu știu, în limba română, dar poate fi cu greșeli. Eu cunosc rusă, de ce? Să vedem ce se primește. Telegraph Money oferă $50 pentru fiecare utilizator nou. Și aici uitați-o la steluță, că trebuie de atras atenție, astea sunt unele condiții care trebuie de înțeles. Deci, de pe 14 aprilie a început această promoție. Deci, acești bani bonus poate de folosit la emiterea creditelor micro. De-a da împrumut la oameni. Deci scopul care? Că să nu investim banii noștri, că web transfer a avut ceva probleme, încă nu le-a rezolvat, dar văd că încă nu se închide, deci asta e unica speranță că poate va ieși din impas. Deci, de lucrat cu banii aceștia care se dau ca bonus. Și acum eu, uitați-vă, eu deja am descărcat. Uitați-vă aici, pe site-ul acesta, mergem mai jos. Și... uitați-vă, iată programa Telegraph Money pentru Android, pentru iPhone. Trebuie să apăsăm pe două lat. Deci se poate intra și pe telefon sau este cine are Macintosh, calculator sau Windows versiunea 32, X32 sau Windows X64. La mine e versiunea dată, eu am descărcat-o deja. Undeva 72 de megabyte. Deci ca să ne iasă video lung, și când pornim aplicația, noi trebuie să intrăm cu un telefon mobil care este indicat la web transfer. Deci eu am introdus telefonul meu mobil și am apăsat pe Enter. După aceea, deci aici apare ca să introducem activarea numărului la telefon. Deci trebuie de apăsat și pe telefonul mobil care l-a indicat, vine un SMS. Deci eu aici m-am oprit ca să fac cu voi mai departe. Pe urmă,
Producem codul acela care a venit. La fiecare vine codul lui. Și deci apăsăm pe butonul acesta de a continua. Deci eu acum fac unire la Social Credit Network, adică mă autorizez. Deci trebuie să fie înregistrare la web transfer cu numărul acela care l-a indicat și ca să nu se primească că nu vă găsești. Și acum uitați-vă, programa se pornește prima dată, asta o fac. Că după ce am unit, da, vedeți, m-au găsit că eu sunt Mihail Stepanov, coincide cu datele de la web transfer. Deci eu tot vedeți Mihail Stepanov și la datele noastre, la setări, aici ea trebuie să vă uitați să fie același număr de telefon. Și acum, dacă unde e aplicația, aici e la carduri. Deci cardul meu, eu trebuie să-l unesc, deci trebuie să-l adaug. Așa, de adăuga cardul. Deci, eu aici sunt scriși pași, acțiunile pentru toți noi utilizatori la rețele de credite sociale. Deci, traducerea, vedeți, el face greșit, Google Translate. Eu o să fac, cred că, versiunea. Aici sunt pașii descriși. Primul, doi, trei, ce trebuie de făcut. Descărcați aplicația, eu deja am descărcat-o. Am activat Visa Virtual Integrat sau Mastercard Virtual Card. Deci, cardul acesta care l-am eu, Web Transfer Visa, trebuie să-l activez. La ei. Acum să văd ce număr am, că nu țin minte pe de rost. Deci toți care sunt în web transfer îi pot gratis activa, era cine s-a activat cardul Visa Virtual. La ei deja cel plastic era contraplat. Deci ce merge vorba ca să unim una din două, ori virtual, ori acel plastic. Și spune că trebuie treile pasă, eu împrumut $50. Deci bonusul acesta care îmi vine pentru instalare. El vine pe cardul acesta după ce l-am unit. Și dându-l că împrumut, bonusul care vine, tot profitul, adică el o să vină tot pe card. Promoție pentru cine este. Fiecare trăzut care a realizat cu succes. Deci pentru fiecare invitat. CD 50. În prima lună de la data lansării oricare tranzacție. Deci timp de o lună ce este bonus. Sau nu. Timp de o lună din moment când a pornit această promoție. Dacă adunăm $100 sau mai mult. Atunci putem comanda gratis emiterea cardului anume de la Telegraph Money.
Deci, ca să nu iasă video prea lung. Da, este 4, 6, 65, 7, 7, 5, 9. Și aici e ceva card. El deja, el este aici. Activarea cardului, ce vreau. Trebuie să apară $50. Unde ei sunt? Deci, ca să nu iasă video prea lung, acum eu în acest video v-am arătat procedura. Deci, cred că sunt partenerii mei tăi care să vă trebuie ceva înregistrat după invitația mea deja până acum, dar pentru interesant să dă pentru toți acest bonusuri, nu. Deci, v-am arătat ce trebuie făcut. Mai departe o să fac alte video deja cu pasul următor, unde găsim acei $50, ca să nu pierd acum mult timp. Deci asta e informația principală, că este o promoție de la Telegraph Money împreună cu Web Transfer și se dă $50. Și deci în alte video o să arăt cum ridicăm acei $50 și dăm la împrumut. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.